Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invităm acum, frați și surori, să vă ridicați din nou în picioare, pentru că dorim să citim Cuvântul Domnului în seara aceasta din prima epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, de unde vom citi pentru învățătura noastră versetele 22 și 23. 1 Petru, capitolul 1, versetele 22 și 23. Am ajuns, prin harul Domnului, în cercetarea doctrinelor sau învățăturilor Bibliei, la lecția numărul 9, a doua parte a nașterii din nou. Deci, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curăți sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne în veac. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, cu două joi în urmă, deoarece joia de data trecută a fost Thanksgiving, am stat împreună înaintea Domnului într-o sărbătoare de mulțumire, de recunoștință, aducându-ne aminte de roadele cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat anul acesta. Am așezat pe masa de cină, așa cum ați văzut, câteva fructe, legume, pentru ca să fie un simbol al roadelor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și în felul acesta să ne aducem aminte de Dumnezeu care ne-a purtat de grijă, ne-a dat pâinea cea de toate zilele, nouă și caselor noastre. Și n-am dus lipsă de mâncarea de care am avut nevoie să existăm, de apă și de odihnă. Dumnezeu să fie binecuvântat. Revenind la lecția biblică numărul 8, de acum două joi, respectiv nașterea din nou, dacă vă aduceți aminte, deoarece am avut musafiri, ne-am oprit cu studiul Scripturilor, cu subiectul acesta, nașterea din nou, într-un anumit punct, atunci când am vorbit despre faptul că un om născut din nou devine duhovnicesc și de-abia când devine duhovnicesc, în el sunt două instanțe. Este firea pământească, care este răstignită prin pocăință, și este omul duhovnicesc, care ia naștere prin pocăință. Și de-abia din clipa aceea, până la sfârșitul vieții, rămâne o luptă permanentă între omul vechi și omul nou. Această luptă nu există într-un om nemântuit, deoarece un om nemântuit în totalitate trăiește în fire și nu există în el nicio parte care să se lupte cu totalitatea firii. Când un om se pocăiește, firea este răstignită, dar natura veche tot timpul este tentată să revină la modul vechi de viață. Și natura nouă, adică omul născut din nou din apă și din Duh, omul nou în Hristos, acum are alte valori, are alte alternative, alte priorități, însă acestea două tot timpul sunt în conflict. Motiv pentru care în fiecare zi, de când ne trezim și până când ne culcăm, noi avem două perspective. Fiecare zi avem două perspective, să facem voia lui Dumnezeu sau să facem voia noastră, care de fapt e voia diavolului în spatele nostru. Aici am rămas data trecută. Spuneam că omul cel nou manifestă roada Duhului, pentru că Duhul acum lucrează prin el. El devine un vas curat, un vas de cinste pe care îl folosește Duhul lui Dumnezeu. Dar am citit și despre faptele firii, care sunt manifestarea vechiului om, firii pământești. Întrebarea cu care am încheiat cu două joi în urmă a fost următoarea. O repet în această seară și reluăm studiul nostru. Poate o persoană născută din nou să mai păcătuiască?
La această întrebare s-au dat multe răspunsuri de-a lungul timpului. În 1 Ioan, apostolul face o afirmație care deseori a fost greșit interpretată. Și afirmația aceasta este un cuvânt al Domnului, este un verset biblic care spune: cei născuți din Duhul, din nou, nu mai pot păcătui. Aș vrea în această seară să vă pun o întrebare și întrebarea aceasta să fie o întrebare realistă, o întrebare cinstită, o întrebare care să aibă în vedere modul dumneavoastră zilnic de viață. Mai poate omul născut din nou să păcătuiască sau nu? Cât de necinstiți ar trebui să fim ca să spunem că nu mai poate? Frați și surori, probabil că și dumneavoastră ați întâlnit oameni care spun că de când s-au botezat, n-au mai păcătuit niciodată. Sunt și astfel de oameni. N-au mai greșit niciodată. De 20 de ani, de 50 de ani, de când s-au întors la Domnul, niciodată nu s-a întâmplat sub nicio formă. Trăiesc o neprihănire ca a lui Dumnezeu. Mai poate omul născut din nou să păcătuiască? Ce spune Ioan că cel născut din Duhul nu mai poate să păcătuiască? Îmi pare rău că uneori trebuie să revin la această afirmație care probabil nu este confortabilă pentru unii. În originalul acestei scripturi, care a fost tradusă de preotul Cornilescu în 1921, expresia aceasta, care el a tradus-o, cel născut din Duhul nu mai poate păcătui, are următorul sens: cel născut din Duhul nu-și mai permite să păcătuiască. Este diferență între aceste două afirmații? Este o foarte mare diferență. Una este să nu mai poți păcătui și una este să nu-ți mai permiți să păcătuiești, deoarece te simți responsabil de statutul pe care ți l-a dat Dumnezeu, de om născut din nou, de om din împărăția lui Dumnezeu. Acum te temi de Domnul, ai în tine puterea Domnului care te ține în picioare și nu-ți mai permiți să te cobori la nivelul de păcătoșenie în care ai trăit odată, când nu erai luminat de Dumnezeu, nu erai luminat de Scriptură. Dar acum, pentru că harul Domnului a lucrat și a ridicat din mocir la păcatului, la nivelul demnității divine, un om și l-a născut din nou prin pocăință și credință, omul acesta așa a căpătat o lumină în mintea lui, așa a căpătat o responsabilitate în sufletul lui, încât nu-și mai permite să se întoarcă. Aduceți-vă aminte ce tablou folosește unul dintre profeții Vechiului Testament: ca porcul se întoarce la ce a vărsat. Ei, un om născut din nou nu-și mai permite să facă asta, pentru că el acum înțelege cât l-a costat pe Dumnezeu mântuirea. Ei, revenim la întrebare: poate o persoană născută din nou să mai păcătuiască? Răspunsul este categoric da. O persoană născută din nou mai poate să păcătuiască. Pavel, atunci când scrie epistolele, nu i-ar fi avertizat pe creștini de riscul să cadă dacă n-ar fi existat riscul acesta. Dumneavoastră știți, dintr-o înțelegere personală a Scripturilor, cu aproximativ 2 ani în urmă, într-o duminică seara, noi am discutat în 2 întâlniri despre predestinație, că nu există predestinație în problema mântuirii și doar în a slujirii, și nu există absența pierderii mântuirii, ci dimpotrivă, mântuirea se poate primi prin credință și se poate pierde prin necredință, se poate primi prin pocăință și se poate pierde prin nepocăință și prin păcat. Deci noi nu credem că omul este obligat de Dumnezeu să se pocăiască. Nu, Dumnezeu îi oferă omului posibilitatea și dacă omul acceptă prin credință și pocăință, se pocăiește. Dacă nu vrea să se pocăiască, omul alege să meargă în iad și să nu mai existe nicio posibilitate pentru el de a scăpa de foc, adică să meargă în raiul lui Dumnezeu. Dar omul care se pocăiește și primește mântuirea, dacă nu se ține de mântuire și de pocăință, el pierde mântuirea. Dumneavoastră știți că există un curent teologic vechi, foarte vechi, care spune că mântuirea odată primită nu se mai poate pierde. E ca o injecție. Dacă cineva îți dă o injecție, mai poate să o ia înapoi? De unde să o mai ia, că s-a amestecat cu sângele? Sigur, mântuirea nu este o injecție. Noi credem, noi înțelegem din Scripturi că mântuirea este o poziție pe care o primești prin credință și pe care o păstrezi printr-o atitudine de credință și de pocăință. Dar omul care părăsește starea aceasta, omul
acesta pierde ceea ce a primit. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, era îngrijorat de această posibilitate și spunea următoarele: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în control, în stăpânire. Iată dar ultima încrengătură a roadei Duhului, înfrânarea poftelor. Îl țin înfrânat, împiedicat, țin frâna trasă pentru ca să nu merg în păcat. Îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce eu am predicat altora, eu să fiu lepădat. Poate un om mântuit să fie lepădat? Nu poate. Ce trebuie să facă omul ca să fie lepădat? Ca să fie lepădat trebuie să-și piardă mântuirea. Apostolul Pavel spune următoarele lucruri: nu cumva eu să fiu lepădat. A fost apostolul Pavel mântuit? A fost. Vorbește el despre riscul pierderii mântuirii? Vorbește. Iată dar, frați și surori, că un om născut din nou poate să-și piardă mântuirea. Adevărul este că în creștinismul practic noi nu avem în vedere lucrul acesta. Și dacă pastorii bisericii disciplinează pe cineva, pedepsesc pe cineva, pun pe cineva deoparte, atunci se încearcă o presiune din partea unora din biserică: nu, că trebuie tratat cu dragoste. Este adevărat, dragostea trebuie tot timpul să existe, orice pedeapsă trebuie constructivă, dar trebuie să acceptați, frați și surori, că sunt oameni care au fost odată născuți din nou, dar nu e vorba că au căzut în păcat, ci trăiesc în păcat. Că una este să cazi deodată într-o greșeală, să te pocăiești, să te ridici și să te înveți minte, și alta este să cazi și să rămâi acolo, devenind un mod de viață păcatul în care ai căzut, fără să-ți pară rău, fără să te mai pocăiești și fără să-l mai părăsești vreodată. Rămâi acolo în această stare de păcat. Ei, un astfel de om și-a pierdut mântuirea. Trebuie să acceptăm lucrul acesta. Mântuirea nu este o injecție pe care o primim și nu mai pierdem, că ar fi extraordinar de bine așa. Nimic nu mi-ar place mai mult decât să nu pot pierde mântuirea. Însă mântuirea se poate primi prin credință și se poate pierde prin necredință. Mântuirea se primește prin pocăință și se pierde prin nepocăință. Sigur, mântuirea nu se pierde la primul păcat în care ai căzut, dacă există pocăință și renunțare la păcat. Ieși din păcat, lepezi păcatul, după cum spunea Domnul, du-te și să nu mai faci. Mântuirea nu se pierde așa imediat. Dar omul care trăiește în păcat, care nu se pocăiește și care nu părăsește starea de păcat, omul acela își pierde mântuirea. Trebuie să afirmăm lucrul acesta, ca poporul Domnului să aibă o cunoștință biblică și, după cum spunea Scriptura, să nu fim purtați de orice vânt de învățătură. Vine un predicator și spune: fraților, este așa. Și noi așa spunem că e. Vine altul din altă zonă a țării și spune: nu, fraților, nu e așa. Păi Biserica Betania trebuie să aibă o teologie personală, frați și surori. Noi și copiii noștri trebuie să avem o învățătură unitară. În lucrurile fundamentale, în lucrurile principale cel puțin, trebuie să avem unitate. În lucrurile mărunte, la nivel de încredințare, acolo există diversitate. Unul poartă verighetă, altul nu. Unul poartă cravată, altul nu. Dar acestea nu sunt principii, ci sunt încredințări. Nu sunt funcții, sunt forme. Nu sunt probleme de care depinde mântuirea. Ci aceasta este o încredințare privind vestimentația și sunt anumite criterii de evaluare și de stabilire a acestor încredințări care sunt personale. Ei, revenind, frați și surori, vreau să vă spun că apostolul Pavel a insistat asupra acestor lucruri și spunea: și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu din pricina neprihănirii. Atenție! Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, cui spune Pavel asta? Fraților, dacă trăiți după îndemnurile firii. Întrebare: Pavel, există posibilitatea unii dintre frați să mai trăiască după îndemnurile firii? Păi dacă nu exista, de ce Pavel spune: atenție, dacă unii dintre voi își mai permit să trăiască după îndemnurile firii? Și continui citirea: dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Cui predică Pavel? Lumii? Nu! Această scrisoare, respectiv cea către romani, a fost scrisă fraților din Roma. Oameni mântuiți. Oameni care erau mântuiți, frați și surori. Și el spune: dacă trăiți după îndemnurile firii, adică vă întoarceți de la ce ați primit, uitați ce a făcut Dumnezeu în voi, vă întoarceți din nou în moarte, să nu credeți că vă jucați cu Dumnezeu. Acum v-ați pocăit și pocăința asta e ca injecția, nu mai găsești din sânge. Un om pocăit trăiește după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii.
Și dacă în viața aceasta cu Dumnezeu există o alunecare la nivelul gândului, există o alunecare la nivelul vorbirii, ți-a scăpat o vorbă cu soția, cu soțul, cu un frate din biserică, te duci la omul acesta și îi spui: Viorel, te rog, iartă-mă. Nu mă duc doar la Dumnezeu și spune: Doamne, iartă-mă că l-am jignit pe Viorel. Păi Dumnezeu spune: du-te mai întâi la Viorel și spune lui Viorel: iartă-mă, și apoi îmi spui mie. Mai întâi îți rezolvi problema cu omul pe care l-ai supărat și mai apoi cu Dumnezeu. Spune Scriptura: lasă-ți darul acolo și du-te înapoi la fratele tău și după aceea vino să vorbești cu mine. E simplu să superi un om și să te duci doar la Dumnezeu. Să nu-ți permiți umilința de a te confrunta cu omul și cu privirea lui și să-i spui: frate, iartă-mă. Există posibilitatea ca oamenii lui Dumnezeu să trăiască după îndemnurile firii. Nevegherea, lipsa de hrană spirituală, lipsa de anturaj spiritual, o hrană firească, un anturaj firesc, scopuri firești, un mod de viață firesc, aceasta ne jumule, dacă îmi permite expresia, ne smulge din anturajul lui Dumnezeu. Și puțin câte puțin, la nivel de proces, ne îndepărtăm de Dumnezeu, ne îndepărtăm de rugăciune. Rugăciunea rămâne doar ce facem la biserică. Frați și surori, dacă noi am mâncat doar când am venit la biserică, fizic am mai trăit? Păi am vrea să fim toată ziua în biserică, de 3 ori pe zi, ca la bucătărie. E cum poate un om să trăiască spiritual dacă se roagă doar la biserică? Un creștin s-ar putea să cadă într-unul dintre păcatele pe care Pavel le-a enumerat, dar dacă se pocăiește, își mărturisește păcatul și îl părăsește, Dumnezeu îl iartă. Însă, dacă nu își mărturisește păcatul, dacă nu îl părăsește, dacă rămâne în el și îl continuă, atunci Dumnezeu privește la omul acesta ca la o persoană care nu îl respectă pe Domnul. Ca o persoană care nu este interesat de puritatea vieții lui spirituale. Nașterea din nou este un bibelou care trebuie întreținut cu foarte multă responsabilitate. Atunci când un creștin păcătuiește, nu înseamnă că a încheiat relația cu Dumnezeu, înseamnă că a întrerupt părtășia cu Dumnezeu. Atunci când un om trăiește în păcat, nu înseamnă doar că și-a întrerupt părtășia, și înseamnă că a încheiat relația. Pentru că trăirea într-un păcat sau în păcat în general îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și tot ce este sfânt dispare, rămâne doar forma, omul vine la biserică. Dar ce câștigă Dumnezeu și câtă relație există între Dumnezeu și un om care vine la biserică, dar nu mai are o viață spirituală? Pe Dumnezeu nu-L interesează viața noastră religioasă, îl interesează viața noastră spirituală. Născut din nou înseamnă născut din nou din Duhul, nu născut din nou din religie. Noi trebuie să păstrăm ce am primit. Și ce am primit? Am primit mântuirea. Un creștin poate să trăiască neprihănirea lui Dumnezeu dacă se lasă călăuzi de noua natură, adică de noua natură spirituală, născută din nou, adică de Duhul Sfânt. Spunea Pavel în Galateni 5 cu versetul 24: pot totul în Hristos care mă întărește. Iată, dar când te naști în Duhul, primești și o măsură de putere pe care o folosești ca să poți trăi la nivelul acela de sfințenie. Adevărul este, frați și surori, că Dumnezeu ne cere mai mult decât putem face. Trebuie să acceptăm că din punct de vedere firesc, din punct de vedere al unui om nemântuit, din punct de vedere al cărnii, Dumnezeu ne cere mai mult decât putem face. Dumnezeu ne cere să nu mințim niciodată, să nu furăm niciodată, să nu cădem în păcat niciodată. Este posibil pentru o natură nemântuită, pentru un om vechi, această performanță? Categoric nu. Dar atunci când Dumnezeu ne cere această performanță, să nu păcătuim niciodată, El are în vedere resursa de putere pe care ne-o dă El și în baza căruia noi reușim performanța. Că dacă ar depinde de noi și de resursele noastre, de neputința noastră, de natura noastră veche și predispusă la păcat, noi în cel mai rău caz am ascunde păcatul, dar de trăit în el tot am trăit. Că n-are firea capacitatea să se ridice la nivelul sfințeniei divine. Numai când trăiești cu Dumnezeu și când umbli cu Dumnezeu și când ești plin de Dumnezeu, de-abia atunci te îndrepți înspre El și cea mai mare parte din viață are compatibilitate cu Dumnezeu.
Și acum vreau să spun ceva apăsat. Nașterea din nou nu este un proces spiritual. Nașterea din nou este un eveniment spiritual. Frați și surori, nașterea din nou nu este un proces spiritual. Nașterea din nou este un eveniment spiritual. Uitați-vă la un copil. Copilul se naște într-un proces sau într-un eveniment? Copilul se naște într-un eveniment. Dar ce urmează la nivel de proces? Creșterea. Copilul crește o zi? Nu crește o zi. Crește un an? Nu crește un an. El crește toată viața. Creșterea e un proces. Nașterea e un eveniment. Nașterea din nou, frați și surori, e un eveniment. Dar creșterea spirituală, maturizarea, umblarea cu Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu, desăvârșirea după modelul lui Dumnezeu, ăsta e într-adevăr un proces. Pentru că toată viața crești și când ajungi bătrân, aici sunt oameni cu părul cărunt, să spună dumnealor dacă și-au încheiat procesul maturizării, cu respect. Nu și l-au încheiat, mai sunt anumite lucruri de îndreptat, mai sunt anumite lucruri de așezat puțin diferit. Pentru că trăim în trup, e natura veche aici. Trebuie să privim relația cu Dumnezeu într-o manieră, pe de o parte biblică, dar pe de cealaltă reală. Să nu ne facem vise ireale, pentru că nu vom reuși să ne ridicăm la nivelul irealității. Dacă un om nu se roagă decât 5 minute pe zi și spune în seara asta, ok, de astăzi înainte mă rog 5 ore pe zi, e viabilă decizia lui? E viabilă. Dacă s-a rugat 5 minute până acum, e viabil să spună, mă rog, 15 minute sau 30, dar să spună că se roagă 5 ore, greu de crezut. Ce nu este nașterea din nou? Ce nu este nașterea din nou? Nașterea din nou nu este nașterea fizică, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se nască, să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge. Iată dar, Ioan capitolul 1, versetele 12 și 13. Nașterea din nou nu e nașterea trupului. N-are legătură cu trupul. Dumnezeu n-a venit să ne facă mai frumoși, mai înalți, mai mărunți, mai grași, mai slabi, mai sănătoși. Dumnezeu a venit să ne nască din Duhul. Dumnezeu a venit să ne dea ceea ce am pierdut în grădina Edenului. În grădina Edenului Adam n-a murit fizic. Când a murit, a murit spiritual. Adam a rămas la aceeași înălțime, cu aceeași frumusețe. Adam a rămas fizic același om. E adevărat că a îmbătrânit, că s-a îmbolnăvit și a murit. Dar ceea ce a pierdut Adam, a pierdut relația cu Dumnezeu, relația spirituală cu Dumnezeu. Asta înseamnă nașterea din nou, repararea pagubei, daunei, accidentului din grădina Edenului. Nașterea din nou nu este o naștere prin eforturi și merite personale, nici prin experiențe emoționale pe care o persoană le are la biserică. Cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Nici din voia firilor. Oamenii nu se nasc din ambițiile lor. Asta este o naștere din partea lui Dumnezeu. Este o putere care vine din Dumnezeu, din Duhul Sfânt și din Evanghelia Domnului. În al treilea rând, această naștere din nou nu este prin puterea oamenilor și nici prin religiile oamenilor, nici din voia unui om, continuă Ioan în versetele 12 și 13. Apoi, nașterea din nou nu este o corectare a vieții. Nu e o corectare a vieții. Adică, dacă ești un om din lume care fumezi, bei și așa mai departe, nu înseamnă că te-ai născut din nou dacă te lași de țigări. Nici nu înseamnă că te-ai născut din nou dacă renunți la un păcat pe care îl făceai. Nașterea din nou nu e o corectare a vieții. Adică mai faci ceva aici, ceva dincolo, mai dai cu un pic de vopsea, îi schimbi un stop, îi schimbi un cauciuc și gata, e nouă. Nu-i nouă, frate. Nouă e când iese din fabrică. Naștere din nou nu înseamnă reparație, nu înseamnă îmbunătățire, nu înseamnă corectare. Naștere din nou înseamnă ceva făcut de Dumnezeu încât ești un alt om. Nu că ți-ai schimbat un cauciuc. Spunea Domnul Iisus Hristos cărturarilor și fariseilor, fățarnicilor, ipocriților, voi vă ocupați numai de partea care se vede, de partea publică a vieții voastre, voi spălați paharul pe din afară, pentru că voi aveți interesul să vă vadă oamenii bine, pe voi nu vă interesează interiorul.
unde vede Dumnezeu. Voi spălați paharul pe din afară și credeți că este ok, dar voi nu înțelegeți că paharul, cum are afară, are și înăuntru. Și degeaba e afară dacă nu-i înăuntru, pentru că afară nu curăță înăuntru, dar înăuntru curăță afară. Dacă cureți doar înăuntru, afară se va curăți de la sine. Dar dacă cureți doar afară, asta e ipocrizie, că înăuntru e la fel. Asta e religie. E ușor să curezi pe din afară. Asta au făcut farisei și pentru asta i-a mustrat Domnul. Nu i-a mustrat că au fost farisei. Că a fi fariseu în sine nu-i greșit, dar a fi ipocrit e greșit. Nașterea din nou nu înseamnă apartenența la o biserică. Nu înseamnă că dacă te botezi într-o biserică penticostală sau baptistă și dacă devii membru și dacă devii o persoană care frecventezi serviciile divine ale acelei biserici, ești un om născut din nou. Nașterea din nou nu are legătură cu ritualurile, nu are legătură cu biserica în primul rând. Nașterea din nou e o problemă între om și Dumnezeu, nu între om și biserică. Biserica este școala unde omul se pregătește, unde omul învață, unde omul i-a ajutat, unde omul i-a asistat. Că sunt aici persoane care știu să-l ajute, care se roagă cu el, se roagă pentru el. Sunt frați și surori care îl ajută, care sunt o familie în care el intră. Dar relația spirituală nu trebuie să fie cu biserica, ci cu Dumnezeu. Dumnezeu face nașterea din nou, Duhul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, nu biserica. Noi nu avem instrumente să naștem pe cineva din nou. Noi câte școli am avea și oricâte ordinări și poziții ierarhice bisericești am avea, putem să fim numiți bishop superiori. Noi nu putem să naștem pe nimeni din nou, noi suntem doar oameni. Noi vorbim despre nașterea din nou, dar nu putem face nașterea din nou. Noi vorbim de Dumnezeu, dar nu suntem Dumnezeu. Noi vorbim de vindecare, dar nu putem vindeca. Noi vorbim de minunile lui Dumnezeu, dar Duhul le face prin noi când vrea El, nu când vrem noi. Nu-i Dumnezeu în buzunarul nostru să ne jucăm cu El. Spunea cuvântul Domnului în Ieremia 7, 4-10, nu vă hrăniți cu nădejdii înșelătoare, spun în templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, că numai dacă vă veți îndrepta faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan, pe văduvă, iată dar această categorie socială dintre noi pe care îi privim așa mai ușor, ăsta n-are pe nimeni, ăsta e bătrân, asta e o văduvă, n-are neamuri în biserică, pot să mă uit la ea așa sau la el puțin mai nu știu cum, ăsta e nou, venit în biserică, a venit ieri, ce valoare are el? Uite cum spune Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu sună altfel. Ieremia capitolul 7, versetele 4-11. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdii înșelătoare care nu slujesc la nimic și se miră Dumnezeu spunând, cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal, mergeți după Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care e chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți lucrurile pe care le-ați făcut înainte? Pentru simplu fapt că veniți în casa Domnului, credeți că se schimbă ceva în voi? Observați, frați și surori, ceea ce vrea Dumnezeu este o schimbare a inimii. Nu doar o schimbare a hainelor, nu doar o schimbare exterioară, nu doar însușirea unor obiceiuri care par mai bune decât cele din trecut. Dumnezeu vrea o curăție a inimii, o curăție a conștiinței. De aceea fiecare dintre noi să stăm înaintea Domnului și să ne uităm la noi, Doamne, cum sunt eu în interior? Eu nu te cunosc pe Dumneata în interiorul inimii. Eu s-ar putea să te cred ori mai bun, ori mai rău decât ești. Dumneata pe mine la fel. Nici nu-i bine să ne judecăm în maniera asta unul pe altul. În primul rând, pentru că nu avem instrumentele necesare ca să calificăm corect evaluarea noastră. De unde să știu eu cum e un om în inima lui? E adevărat că după fapte îl poți cunoaște, e adevărat. Dar pentru asta trebuie să trăiești mult cu un om. Care este rezultatul nașterii din nou? Care este rezultatul nașterii din nou? Primirea unei vieți spirituale ne-a adus la viață împreună cu Hristos, spunea Pavel în Efeseni 2:5. 2. Primirea unei noi cetățenii, adică primim poziția de cetățean. Exact așa cum în America, după 5 ani, dacă ai drepturi, ești rezident, primești poziția de cetățean a Statelor Unite, tot la fel, primești poziția de copil al lui Dumnezeu, de cetățean al cerului. E o poziție. E puțin să fii cetățean american? Nu-i puțin. Dumneavoastră știți că sunt oameni care își riscă viața să devină cetățeni. Dar nu cetățeni, săracii să ajungă la negru.
posibilitatea ajungerii la negru în împărăția lui Dumnezeu nu există. Numai în America există. 3. Primirea unei naturi noi. Adică ți se schimbă mintea, ți se schimbă inima, vezi lucrurile altfel. Nu mai ești un om ambițios, nu mai cauți ceartă cu nimeni, nu-i mai urăși pe oameni. Îți vine dinăuntru o dragoste, o prietenie pentru oameni. Efectiv, ți se schimbă în interior. Poți să-ți ceri ușor iertare dacă ai greșit, ai supărat pe cineva. Pentru că nu mai ești un om care umbli, eu sunt mândru, eu nu greșesc, eu sunt deștept. Un astfel de om e un om nemântuit. Un alt rezultat al nașterii din nou e primirea unei minți noi. Să vă prefaceți prin înnoirea minții, spunea cuvântul Domnului Roman, capitolul 12, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. 5. Primim dreptul să îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos când revine și să fim luați de El. Numai oamenii născuți din nou au dreptul să spere că vine Iisus pentru ei. Iisus vine, dar nu pentru toți oamenii, numai pentru cei născuți din nou. Îți dai seama, dragul meu prieten, ce risc îți asumi amânând pocăința, credința în Dumnezeu și nașterea din nou, urmarea cu o viață sfântă. Pentru că Domnul s-ar putea să se întoarcă la noapte și dacă nu ești mântuit, aici rămâi, indiferent câți bani ai dat la biserică. Dumnezeu nu populează cerul cu oameni care au făcut donații. Donația are valoarea ei dacă e făcută în numele lui Iisus Hristos și cu modestie. Are valoarea ei. Dar dacă cineva face donații ca să devină mântuit, omul acela nu va fi mântuit. Pentru că nu se cumpără mântuirea lui Dumnezeu. Noi nu vindem indulgențe ca Biserica Catolică. 6. Primirea unei inimi noi. Le voi da o inimă nouă și voi pune în ei un duh nou, Ezechiel 11:19. 7. Primirea unei făpturi noi. Toată făptura se schimbă. Că noi suntem lucrarea, suntem făptura lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos, Efeseni 2:10, am fost zidiți în Hristos. Factorii care produc nașterea din nou. Factorii care produc nașterea din nou. Dacă vă mai aduceți aminte de textul biblic pe care l-am citit data trecută și care este cunoscut cititorilor Bibliei, Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 5 și în principiu primele 10 versete ale capitolului 3, vorbesc despre nașterea din nou și Domnul Iisus Hristos spunea, versetul 3, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția. Omul ăsta a înțeles că e vorba de o naștere fizică. Și Domnul îi spune, stai, că tu ești pe un drum greșit. E vorba de o naștere spirituală. Cum? Din apă și din Duh. Aceste două elemente, apa și Duhul, încercând să fie tălmăcite, au dat naștere la foarte multe explicații, dar nu doar multe, ci și diverse, chiar contradictorii. Posibilitatea pentru Nicodim să se nască din nou era să se nască din apă și din Duh. Din apă și din Duh. Prima referire pe care Ioan Botezătorul o face cu privire la Duhul Sfânt, o face în legătură cu nașterea din nou. Cuvântul Duh, după cei mai mulți cercetători biblici, după cei mai mulți oameni care explică Scripturile, este vorba despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este manifestarea puterii lui Dumnezeu, care schimbă oamenii. El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul. Tit 3:5. Pavel îi spune asta când îi scrie lui Tit, prin spălarea făcută de Duhul. Care Duh? Duhul Sfânt. Despre cuvântul apă însă, lucrurile nu stau la fel de simplu, deoarece de-a lungul istoriei creștine de 2000 de ani, cititorii Bibliei au interpretat diferit și au explicat diferit ce înseamnă apă. Dacă Duh, cei mai mulți spun că e Duhul Sfânt, apă, au fost diverse interpretări. Am să vă spun câteva, măcar că dumneavoastră le știți, pe cele mai importante. Din apă, spun unii, este de fapt simbolul pentru Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ar fi spus așa, trebuie să te naști din Duh și din Duh. Adică apă înseamnă Duh și Duh tot Duh, adică din Duh și din Duh, lucru cu care sigur nu putem fi de acord. O altă interpretare, din apă înseamnă lichidul amniotic din pântecele mamei. Noastră știți că copilul în pântecele mamei stă într-un lichid, ei și unii cercetători ai Bibliei spun că trebuie să se nască din lichidul acesta.
Dar noi știm că nu-i vorba de o naștere fizică. Nu se are în vedere trupul. Trupul se naște odată, îmbătrânește și dispare pentru întotdeauna. Este vorba despre o naștere din nou care nu are legătură cu părțile trupului mamei și nici cu părțile trupului copilului. Nici cu asta nu putem fi de acord. Versetul 4 face referire la nașterea fizică. Din apă este botezul în apă, adică atunci când se botează cineva în apă, este născut din nou. Ce simplu ar fi ca un om să se nască din nou atunci când se botează în apă, ar fi foarte simplu. Acesta este unul dintre motivele pentru care există anumite biserici care, dacă un creștin care a fost botezat și devine membru al bisericii, are o cădere spirituală, se rebotează ca să se ridice din nou la înălțimea spirituală. Și dacă peste ani mai are o cădere, iar se botează. Și dacă mai are o cădere, iar se botează. În viață se poate boteza de mai multe ori, pentru că botezul în apă înseamnă pentru această biserică, pentru aceste biserici, înseamnă anumite performanțe spirituale. Întreb eu, uitați-vă la unul dintre copiii din biserică, la unul dintre tinerii din biserică, care nu-i arde de pocăință. Puneți-l să se boteze. Când iese din apă, iese cum a intrat, diferența e că e ud, dar pe dinăuntru e la fel. Botezul în apă, ce e apa? Apa este un lichid luat de la robinet. N-are nicio putere supranaturală. Botezul în apă este doar momentul în care mărturisim public ceea ce s-a întâmplat în interiorul nostru. Nașterea din nou nu are legătură cu botezul în apă. Dimpotrivă, nu-ți poți permite să te botezi în apă înainte să fii născut din nou. Nașterea din nou trebuie să fie o realitate spirituală înainte de botez. Tocmai de aceea omul se botează, că e născut din nou. Cum să mă duc eu să mă botez dacă nu-s născut din nou? Cum să mă botez dacă nu-s pocăit? Ce caut acolo? Pe o baie publică mă schimbă pe mine? Dacă nu mă schimbă puterea lui Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, pocăința? Pocăința trebuie să fie înainte de botez, frați și surori. Nimeni să nu-și permită să intre în apa botezului nepocăit, fără credință, nenăscut din nou, în speranța că în apa botezului se va naște din nou. Din apă este simbolul pentru cuvântul lui Dumnezeu. S-a dat pe sine pentru ea, era vorba de biserică, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul în apă, prin cuvânt, Efeseni 5, cu 26. El de bună voia lui ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului, Iacov 1, cu 18. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu printr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, adică prin cuvântul lui Dumnezeu care e viu și rămâne în veac. Sau, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului care vi l-am spus, Ioan 15, cu 3. Dovezile nașterii din nou sunt credința, dragostea, speranța și manifestarea poziției de copil al lui Dumnezeu. Aș vrea să închei, frați și surori, să ne pregătim, să ne rugăm, spunându-vă o foarte scurtă întâmplare. Se spune despre un proprietar de sclavi că s-a convertit la creștinism. Cineva l-a întrebat pe unul dintre robii lui ce s-a întâmplat cu stăpânul și el a dat o explicație scurtă și lămurită. A spus așa: nu știu să răspund ce s-a întâmplat cu el. Pe din afară e același om, are aceeași piele, dar pe dinăuntru este un astfel de om. Asta este nașterea din nou. Frați și surori, pe din afară suntem la fel, dar pe dinăuntru s-a schimbat ceva în noi. Întrebarea aceea care este pusă în Vechiul Testament, a putut Dumnezeul tău să te păzească? O punem acum altfel. A putut Dumnezeul în care crezi să-ți schimbe obiceiurile păcătoase? A putut Dumnezeu să te ajute să te lași de țigări, de jocuri de noroc? A putut Dumnezeu să te ajute să te lași de prostiile care le-ai făcut? A putut Dumnezeu să scoată din tine tot păcatul pe care îl făceai pe ascuns sau fățiș? A putut? A putut Dumnezeul tău să te sfințească pe tine și să te aducă făcându-te asemenea Fiului Său Iisus Hristos? A putut Dumnezeu? Asta se numește naștere din nou. Frați și surori, vă invit în seara aceasta să stăm înaintea Domnului, să ne rugăm pentru noi, să ne rugăm pentru casele noastre, să ne rugăm pentru generația aceasta de tineri, copiii noștri, și să ne rugăm pentru toți oamenii, să facă Dumnezeu să se pocăiască și să se nască din nou și să nu ardă în foc. Domnul să binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune serviciul divin din această seară.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.